În această după-amiază, o șoferiță a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina în urma unei depășiri. Accidentul a avut loc pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Un accident rutier care spune totul despre depășirile neregulamentare efectuate de cei începători care, deși nu au experiența necesară, se angajează în depășiri riscante, ajungând uneori chiar să-și piardă viața. Un astfel de accident s-a petrecut în această după-amiază pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu-Severin. O șoferiță care a intrat într-o depășire a pierdut controlul volanului și a sărit cu mașina în afara părții carosabile. În cursul acestei zile, în jurul orelor 13, pe centura Drobeta-Turnu-Severin, conducătoarea unui autoturism marca Opel s-a angajat în efectuarea unei depășiri, a pierdut controlul asupra direcției și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din accident a rezultat doar rănirea conducătoarei auto. La fața locului s-au deplasat și două echipaje de pompieri și o ambulanță SMURD. În această după-amiază, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta-Turnu-Severin au intervenit cu auto specială cu apă și spumă și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu-Severin. În accident a fost implicat un singur autoturism care a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Șoferița are vârsta de 34 de ani, iar în urma accidentului a fost transportată la spital în stare de conștiință.